În această dimineață, în intervalul orar 6-9, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat pe drumurile publice din județ acțiuni pentru verificarea modului în care se efectuează transporturile publice de persoane. Polițiștii au testat cu aparatul etilotest toți conducătorii de autovehicule care efectuează acest gen de transport în vederea identificării conducătorilor care au consumat băuturi alcoolice. Acțiunea a vizat verificarea legalității transporturilor rutiere publice de persoane prin verificarea deținerii documentelor necesare efectuării transportului public de persoane de către operatorul de transport și de conducătorul auto, verificarea respectării traseului și a graficului de circulație cu opririle aferente, respectarea capacității maxime de încărcare ale autovehiculelor de transport persoane, avându-se în vedere situațiile în care persoanele sunt transportate în picioare și verificarea valabilității inspecției tehnice periodice a autovehiculului. Astfel de activități vor continua pe tot parcursul zilei pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și au ca scop impunerea respectării normelor rutiere de către toți participanții la trafic și depistarea activităților ilegale de transport rutier de persoane. Pentru a evita implicarea în evenimente rutiere, polițiștii le recomandă participanților la trafic să respecte cu strictețe regulile de circulație, să păstreze permanent distanța de siguranță în mers, să adapteze viteza de deplasare la condițiile meteo și la trafic și să nu se angajeze în efectuarea de manevre riscante.